Au trecut 124 de zile de la ultimul gol marcat de Steaua într-un meci oficial. Reușita i-a aparținut lui Robert Telec în victoria cu Electrica, partidă care s-a terminat cu scorul de 18-0 pentru roșalbaștri. Într-un interviu realizat de Steaua TV, fotbalistul care a mai trecut pe la Oțelul, Poli Timișoara sau FC Botoșani, povestește amănunte interesante din viața lui, cum ar fi muzica, orașul sau atacantul preferat, dar și ce poreclă avea când era mic. E dor de meciuri, de suporteri? Da, normal. Cel mai important pentru un fotbalist asta este, să joci meciuri oficiale și cu acea galerie frumoasă în spate. La câte goluri ai fi ajuns dacă ar fi continuat campionatul? Nu știu, bine, pe mine nu mă interesează foarte mult acest aspect, pentru că cel mai important este să câștigăm fiecare meci și la finalul sezonului să fim acolo unde ne-am propus. Va fi Steaua mai puternică după reluarea campionatului? Cu siguranță, cu siguranță. Cu fiecare zi ce trece, noi ne întărim. Cu fiecare antrenament ce trece, suntem mai bine pregătiți și așteptăm hotărârile, deciziile care trebuie luate, să știm și noi exact dacă mai jucăm sau ce meciuri jucăm exact. Ai fost pe vechiul stadion Ghencea, dornic să joci pe noul stadion care e în spatele tău? Da, îți dai seama, pentru mine ar fi o bucurie foarte mare, pentru că am jucat și pe fostul stadion, să joc și pe acesta nou, ar fi cu siguranță o bucurie foarte mare pentru mine. Ai jucat la multe echipe, în multe orașe din România, în ce oraș te-ai simțit cel mai bine? Pentru mine a fost frumos și la Galați, pentru că acolo am debutat în Liga 1. La Timișoara m-am simțit foarte bine, pentru că acolo mi-am regăsit, să zic așa, pofta de a juca din nou fotbal. Și bineînțeles, aici mă simt foarte bine, pentru că avem o galerie foarte frumoasă, cea mai frumoasă galerie, și asta îmi dă mai mult curaj și mai multă poftă de joc. La Timișoara, alături de Ionuț Popa, ai vreo poveste? Sunt multe povești, foarte multe povești cu dânsul, da, sunt foarte multe povești. Un om cu un suflet foarte mare, un om cu un simț al umorului ieșit din comun, foarte multe povești sunt, nu-mi vin acum aminte, dar sunt foarte multe. Să-l odihnească Dumnezeu în pace, pentru că a fost un om foarte bun și chiar îmi pare rău pentru el. Ce poreclă ai avut când erai mic? La mine e un pic ciudat, pentru că în momentul în care jucam la Galați, fiind din Târgu Secuiesc, cei de acolo îmi spuneau unguru. Când veneam acasă la Târgu Secuiesc, îmi spuneau românul, deci era un pic diferit. Dar acolo m-am născut, nu pot să-mi reneg cumva trecutul, așa că mă mulțumesc și cu unguru și cu românul, tot aia. Cine e atacantul tău preferat? Andrei Șefcencu. Echipa? AC Milan. Clar. Oraș din lume preferat? Aș vrea să văd Praga, pentru că n-am fost niciodată și chiar îmi doresc să ajung acolo. Poți să alegi 3 jucători de la Steaua cu care ai plecat într-un concediu? Dacă aș putea, i-aș lua pe toți, pentru că mă înțeleg foarte bine cu toată lumea și nu pot să aleg 3 acum, pentru că nu vreau să supere nimeni pe mine. Cine a avut cea mai mare influență asupra ta, în cariera ta? În primul rând vreau să-l amintesc pe Petre Grigoraș, sigur, pentru că el m-a debutat la Liga 1 la Galați. Pot să-i amintesc și pe Diusi Balin și pe Dan Alexa, pentru că unul dintre ei, Diusi Balin, m-a pus pe picioare la Târlungeni, iar celălalt la Timișoara m-a ajutat din nou să-mi regăsesc pofta de a juca și de a rejuca în Liga 1. Trebuie să dai o petrecere. Pe cine ai invitat la masă, așa, o vedetă? Pe Andre Riu. Îmi place valsul foarte mult. Credeam că hip-hop sau ceva după cum. Nu. Iubita mea a făcut dansuri și chiar exersăm de foarte multe ori pe acasă, pentru că mă învață anumite genuri de dans și trebuie să le învăț și eu până la urmă, nu?